Firea, ați făcut o declarație săptămâna aceasta într-un interviu pentru DC News, vorbind despre fostul președinte al partidului, despre domnul Liviu Dragnea. Citez: Liviu Dragnea cred că era azi în libertate dacă s-ar fi retras din fruntea PSD. Explicați, dar rămânând în fruntea PSD, despre care întotdeauna s-a spus că este prea mare și că trebuie să fie diminuat, a dus la o cotă mai acceptabilă, s-au întâmplat multe lucruri. La ce vă referiți? La ce v-ați referit, de fapt, în momentul în care ați făcut această declarație? M-am referit la discuția care a avut loc mai multe zile între colegii noștri, care aveau această opinie că dacă s-ar fi retras mai din vreme de la conducerea Partidului Social Democrat, din momentul în care tensiunea crescuse foarte mult în țară și relația domniei sale cu anumite instituții se degradase foarte mult, și toți opinau că dacă domnul Dragnea s-ar fi retras la timp, probabil că nu ar mai fi fost acel deznodământ imediat după alegerile europarlamentare. Dorința din spatele acestei acțiuni în justiție fiind aceea de a scădea forța Partidului Social Democrat, pentru că se dorește să fie un partid mai mic, un partid care să nu poată să realizeze, de exemplu, o majoritate parlamentară împreună cu un partid de mai mici dimensiuni, cum a fost cu ALDE, ci, practic, ori să fim mulți ani în opoziție și să nu mai conteze voturile noastre, deși văd că atât de neimportant suntem încât domnul Orban în această seară a pronunțat PSD de aproape 15 ori și numai că nu ne imploră să venim mâine în Parlament, scrâșnind din dinți și transmițând voala și niște amenințări. Despre acest lucru este vorba și nu este doar opinia mea. A fost o discuție, repet, pe mai multe zile la partid între colegii noștri. Asta e părerea noastră. Poate e bună, poate e rea, nu știm. Viața va dovedi. Dar încercări de a destructura partidul chiar din interior sau din exterior, și vedem și ce se întâmplă acum, a fost dat guvernul jos, tocmai pentru a se diminua procentul PSD la alegerile prezidențiale, pentru a-i crea o problemă acestei formațiuni politice. Există vizibil un interes pentru ca Partidul Social Democrat să nu mai fie votat de mulți români, să aibă un procent mult mai mic. Din nefericire pentru cei care colportează astfel de planuri, între europarlamentare și săptămâna aceasta ne pregătim deja de turul întâi, PSD a crescut în sondaj, e adevărat, nu spectaculos, fiindcă nu a fost timpul fizic la îndemână, dar oricum, în percepția publică, încercăm să recâștigăm încrederea pe care au avut-o românii în noi atunci când ne-au votat pentru locale cu un scor foarte bun, peste 40%, și de asemenea la parlamentare, la alegerile generale. Încheiem o săptămână în care au fost două controverse. Haideți să ne referim la prima dintre ele. O fundație, de mai multă vreme, a strâns sume importante de bani, e vorba de Dăruiește Viața, și au început construcția unui spital privat. Aici sunt o serie întreagă de lucruri și de aspecte care implică... Până la urmă, e privat sau nu e privat? Că e o întreagă discuție și în jurul acestui cuvânt. Da. E complicată asta, discuția, exact, e complicată și discuția. N-aș vrea să o explic eu pentru cei care sunt în această speță. Cred că doamnele care sunt în vârful acestei organizații și care sunt și purtătoarele de cuvânt, cred că e cel mai bine să explic.